Nici 3 săptămâni nu a stat pe tușă fostul șef al învățământului Gorjan. Ion Ișvan s-a ales cu o nouă funcție la Inspectoratul Școlar în ciuda divergențelor din PSD. Se pare că Ecaterina Andronescu nu ține cont de sfatul colegilor din teritoriu și l-a numit pe fostul șef în funcția de inspectorat junct. Am ajuns secretar, așa îmi spune că au ajuns numirea mea în funcție. Eu lucrez cu oricine, poate mai mult. Mai era. La general am lucrat și n-am niciun fel de probleme cu nimeni, să știți. Dumneavoastră important e ca învățământul să meargă bine și rezultatele copiilor noștri să fie foarte bune, să învețe carte, conform legii mai aveam dreptul la un an de mandat și așa mai departe, dar da, toate la timpul lor. Ișvan nu a renunțat la ideea de a pleca la București ca și consilier al ministrului, dar momentan rămâne la Gorj ca numărul 2 din Inspectoratul Școlar.